greșit, nu veți muri, ci Dumnezeu știe că după ce veți mânca din pomul cunoștinței, veți fi la fel ca El, cunoscând bine și răul. Așadar, în esență, păcatul neascultării devine un păcat al mândriei, adică de a substitui pe Cel care ți-a dat o poruncă. Greșeala, până la urmă, a lui Adam, în care a căzut prin ispitire, a fost aceea de a se amăgi că poate să înlocuiască pe stăpân. Și l-a dus la neascultare. Să știți că ascultarea este cheia de a funcționa o societate. Cheia de a funcționa o familie, de a funcționa neam, de a funcționa orice lucru în bună rânduială. Și anume, imaginați-vă o familie în care copiii nu mai ascultă de părinți. Se creează o anarhie. Dar nu este cazul zilelor noastre, pentru că a fost cazul mai de demult. Marin Sorescu a scris când era să fug de acasă. Așadar, această atitudine de a te ridica împotriva celuilalt, de a substitui și de a te bucura de privilegiile superiorului, este o realitate. În societate, cel mic trebuie să asculte de cel mare. În viața bisericească, ascultarea canonică este o ordine pe care Sfinții Părinți au postulat-o pe ceea ce Mântuitorul însuși a spus. Așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Va să zică prin mine de sus, către celelalte funcții de sub noi. Sau, tot Mântuitorul a spus, cine se leapăte de mine, se leapăte de Cel care m-a trimis pe mine. Adică, ascultarea este un principiu pe care, dacă nu îl respectăm, cu siguranță că vom intra în abatere. Preotul vine în biserică instalat. Știți că ultimul act juridic al preoției este instalarea în parohie. Instalarea în parohie este așezarea și înmânarea Sfântului Antimis pe care trebuie să slujească. Sfântul Antimis în parohie pe care le avem sunt documentul oficial pe care ierarhul îl are semnat că ne-a delegat pe noi să putem să facem slujbe în biserica respectivă. În baza acestui Sfânt Antimis noi slujim și atunci când se constată o abatere și nu este timp suficient ca să se ia o măsură oficială, ierarhul retrage Sfântul Antimis până când se rezolvă problema respectivă. Retragerea Sfântului Antimis înseamnă ruperea comuniunii dintre ierarh și cel care l-a trimis. Adică retragerea, cum ar fi pentru un ambasador, a scrisorilor de acreditare. Noi însă suntem treaptă a ierarhiei instituite de Mântuitorul, treaptă separată, dar niciodată să nu uităm că avem față de ierarhia superioară această condescendență pe care trebuie să o păstrăm. La chirotonia întru diacon și preot, știți, rânduiala am văzut-o și astăzi cu diaconul care a fost chirotonit, pe care îl salutăm și vrem să aibă pastorație deosebită. După ce se îmbracă candidatul, se rostește de către ierarh întrebarea, vrednic este? Este o întrebare. Răspunsul pecetuiește tot ceea ce va urma. Răspundem, vrednic este? Se îmbracă. Să știți că am găsit în canonele de la Milaș, citate de către Nicodim Satelariu, niște rânduieli foarte interesante pentru cel care a părăsit prin neascultare biserica. Știți că schisma poate să fie de două ori. Schismă profesională, atunci când ne dezicem de tot ceea ce credem sau de o anumită parte, și este o schismă administrativă în care se află mulți frați alăturea cu drumul.
Se spune în capitolul 38 din Canaane despre depunerea spre catelisire. Și anume se spune așa: anunțat fiind cel care a căzut în abatere, este chemat în fața altarului, este îmbrăcat de către cei din altar cu felon și cu epitrahil și ieșind pe soleie, ierarhul, rostind formula aceste veșminte pe care le-ai purtat, au fost purtate pentru ultima oară, îi se iau veșmintele și ridicându-le se întreabă: nevrednic este? Și la răspunsul nevrednic este, se continuă, se aduce o foarfecă, după cum bine știți și chirotonia pentru citeț, se face cu tunderea, dar aici foarfeca se introduce mai adânc, în părțile laterale, spune canonul Dumnezeu. Părțile laterale se tund, rămâne numai o anumită parte a vârbii. De aici, să știți, expresia se duce peste ca de tot tuns. Să nu credeți acum că dacă ne punem zero sau nu mai avem păr de la Dumnezeu, ni se duce vestea ca de popătuți. Nu! Vestea ca de popătuți pornește de la acest obicei. E bine, mai departe, se tunde și în patru părți și din acel moment este eliberat ca fiind în neascultare. Vedeți până la urmă cum a fost eliberat Adam și cu Eva din rai, așa se întâmplă cu cel care cade din ascultare. A rămâne însă în ascultare trebuie să se facă după anumite norme. Pentru că biserica nu se poate conduce numai după principii sacramentale sau după ierurgii, ci se conduce și după norme de drept. Aceste norme de drept, dacă sunt încălcate, în dreptul canonic sunt numite după vechile formule, fără de lege, după cum mărturisim și noi în Psalmul 50, sau încălcare de lege, sau rupere de lege, sau abatere. Abaterea este un capitol special. Abaterea se referă la un act deliberat săvârșit de către cineva împotriva unor norme. Dar acel care săvârșește face parte neapărat dintr-o anumită grupare. Cum erau odinioară abaterile de la codul muncii, să spunem. Niște oameni ai muncii se stabileau anumite Biblie și m-a întrebat dacă este bună. Zic, acum, hai să vedem. Ce mi-a zis mie părintele profesor să mă uit fix la Matei, capitolul 28? Mergând, faceți ucenici. Bă, tată, e bună. Dar e bună ca să faci altceva decât la biserica. Și încet, încet i-am prezentat cam care este situația. Eu am crezut că Biblia lui, traducerea lui Cornilescu a fost undeva de mult. Nu este. Pentru că nu și-au schimbat cei care tipăresc această scriptură pentru diverse misiuni, nu și-au schimbat traducerea. Tot de la fratele Cornilescu o prezint. Ce vreau să vă spun este următorul lucru. Semănăm astăzi și culegem și peste 100 de ani recoltele. Samul astăzi se numesc recoltele acestea care dau în termen agricol. După ani și ani, nu le mai plantăm acum, dar sunt atate la noi. Această mișcare însă a devenit la Biserica Fulgul cu Barzi din București, mișcarea tudoristă, și încet, încet s-au depărtat, alăturea cu drumul. Alăturea cu drumul s-au întâmplat foarte multe cazuri. Dar să nu credem că ele au rămas la un nivel. De exemplu, episcopul Galaction, Ortun, în 1955 a fost depus din treaptă de către Sfântul Sinod pe temeiul unor dovezi de imoralitate. Există în arhive un proces verbal al instanței de judecată, a Tribunalului București, prin care acesta își recunoștea paternitatea copilului uneia dintre enoriași. Galaction fusese
duhovnicul casei regale, adică avuseseră niște medii deosebite. Dar să știți că mediile nu ne scutesc de a cădea în ispită. Și Sfântul Apostol Pavel ne spune foarte clar, celui ce stă să ia aminte să nu cadă. Pentru că oricând putem să cădem. Și așa s-a întâmplat și cu Galaction. Dar el n-a spus nimănui că de fapt s-a despărțit de biserică pentru faptul că a încălcat niște norme morale. Și a spus că are ierarhia ceva cu el. Da, dar efectele acestei despărțiri au fost mult amplificate de faptul că a trecut la frații stiliști și a autorizat prin prezența lui această problemă a grupării care ținea calendarul neîndreptat. Și iată că ne-am pomenit cu o mișcare stilistă care deja avea ierarh, într-o noapte a mai făcut încă doi, au ajuns acolo la 12 episcopi și și-au făcut o mișcare alăturea cu drumul. Să știți că problematizarea bisericii nu este de a ne ține cu forța, după cum Sfântul Apostol Pavel zice, noi nu credem din frică, ci din dragoste. Biserica vrea să cultive în noi dragostea de a face ascultarea, mai mult decât frica de cineva, că dacă nu facem ascultare, pățim ceva. În ultimă instanță, gândiți-vă că și Dimitrie Corinescu s-a săvârșit și Tudor Popescu și Galaction Cordun, toți acum sunt în fața judecătorului și acolo trebuie să dea ultima dată cu ochii de greșelile lor. Noi ne cerem iertare unii altora, dar să știm că Dumnezeu așteaptă o iertare din suflet. De aceea, în regulamentul de funcționare a instanțelor de judecată, există un capitol foarte important. Încetarea pedepsei. Va să zic că Biserica Ortodoxă are în vedere îndreptarea păcătosului. De vreme ce, în regulament, se spune clar, pedepsele temporare își încetează efectul când se îndeplinește termenul sau la îndreptarea păcătosului. Punct. Atitudinea noastră este aceea de a aștepta pe cei care au plecat să vină la noi, să-și dea seama că au greșit. Veți spune, bine, bine, dar foarte puțin probabil cineva care acum e slobod și nu se mai uită în stânga, în dreapta, să se ducă să facă o sfeștanie, se va putea îndrepta către cei care îl pot trage la răspundere. Dar să știți că Dumnezeu lucrează. Și sunt sigur că dacă noi vedem îndreptarea, Dumnezeu îl va ajuta într-un fel sau într-altul. Viața este foarte lungă, să nu credeți că este scurtă. E scurtă numai așa, pentru cel care crede că îi vine sfârșitul repede. Nu, este lungă după faptele pe care le săvârșim. Așadar, acest capitol al îndreptării și al încetării pedepsei este unul pe care se centrează atitudinea întregului regulament. De aceea, noi cei adunați aici, pentru că nu vreau să vă țin mai mult, puteți să comentați apoi, suntem dintre cei care avem acasă enoriașii noștri, care ne așteaptă să le spunem cuvânt. Dar acest cuvânt, dacă nu este în legătură harică, cu cel care ne-a mandatat să putem face acest lucru, noi nu mai avem succesiune apostolică. Ați auzit de o așa zisă biserică paralelă? Nu știu ce succesiune apostolică există. Dacă probabil îi întrebăm pe stiliști, ne vor spune, păi da, episcopul nostru Galaction. Vedeți că au și răspunsurile lor. Sau altcineva, sau altcineva. Important este ca noi, cei de aici, să avem conștiința că, împlinind ascultarea, suntem în grădina Raiului. Ispita însă este lângă noi. Nimeni nu este scutit de ea. Dar în ce privește Arhiepiscopia Tomisului, ne bucurăm că lucrurile stau foarte, foarte blând. De vreme ce printre noi
sunt dintre cei care au greșit, dar care, pocăindu-se, și-au păstrat atât onorurile, cât și calitatea de preot. Înseamnă că accentul se pune pe pocăință, înseamnă că dacă greșim și ne pocăim la bună vreme și facem roadele pocăinței, nu ne pocăim așa numai din gură, lucrurile pot să meargă în continuare și să-L slujim pe Hristos. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare.